Bine v-am găsit, dragilor! Revin astăzi în atenția voastră cu o prăjitură deosebită. Eu am mai publicat această rețetă și în trecut, dar cred că momentul nu a fost oportun și a fost uitată rapid, ca o cenușă rasă. Prăjitura cujma cazacului sau căciul rusești este demnă de luat în seamă și face orice platou de prăjituri să arate senzațional. Nu este foarte greu de făcut și îi se pot da diferite arome după placul fiecăruia. Pentru crema avem nevoie de 500 de ml de lapte gras, 100 de grame de amidon, poate fi de porumb, de grâu sau de cartofi, 150 de grame de zahăr, 4 plicuri de 8 grame cu zahăr vanilat, se pot înlocui cu o păstaie de vanilie, încă 70 de ml de lapte gras și 170 de grame de unt gras la temperatura camerei. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de făină și o lingură aromă de rom. Pentru decor, 150 de grame de ciocolată cu 50% cacao, 30 de ml de lapte, adică aproximativ 3 linguri, 50 de grame de ciocolată albă și 100 de grame de fulgi de nucă de cocos. Mai întâi ne ocupăm de cremă, pentru care are nevoie de timp să se răcească. Într-o crăticioară vărsăm o jumătate de litru de lapte și îl punem la fiert cu focul mic spre mediu. Cât timp laptele fierbe, într-un castronel împreunăm zahărul vanilat, dacă nu-l folosiți, înlocuiți-l cu zahăr normal, și amidonul. Știu că vi se pare mult amidon, dar crema pentru cujma cazacului trebuie să fie foarte consistentă. Altfel, nu putem da forma aceea cilindrică specifică. Deasupra adăugăm 70 de ml de lapte și amestecăm până devine o cremă fină, fără nicio aglomerare. Când laptele de pe foc mai are puțin și dă în clocot, turnăm pasta de amidon. Apoi, imediat începem să amestecăm, continuu. În scurt timp, crema se va îngroșa, dar nu o dați jos de pe foc imediat, ci mai gătiți-o 2 minute, ca să fiți sigur că amidonul s-a fiert. În acest moment puteți adăuga și alte arome dacă vreți, după placul vostru. Crema trebuie să fie complet rece pentru următorul pas, dar pentru că nu ne place să așteptăm prea mult, vom folosi un truc. În loc să o transferăm într-un castron, o vom transfera într-o tavă metalică mai întinsă. O punem la rece și până ne ocupăm de blat, va fi numai bună de lucrat cu ea. Preîncălzim cuptorul. Avem nevoie de căldură sus și jos, plus ventilator și o temperatură de 190 de grade Celsius. Tapetăm o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunile interioare de aproximativ 40 pe 30 de centimetri. Am să vă dau pentru această prăjitură o rețetă de blat foarte ușoară. Într-un castron încăpător spargem ouăle. Peste ele adăugăm tot zahărul deodată. Mixăm. Ouăle întregi nu spumează la fel de repede ca albușurile, așa că trebuie să avem puțină răbdare. La mine, mixarea a durat cam 8 minute până am ajuns la acest rezultat. Spuma trebuie să arate așa, densă și consistentă. Adăugăm aroma de rom și mai mixăm câteva secunde. Punem făina în două tranșe și o încorporăm cu mișcări circulare, prin învăluire. Nu este nevoie să fim foarte delicați în mișcări, ca la pandișpan. Putem amesteca puțin mai energic, dar doar până ce s-a omogenizat totul. Lipim hârtia de copt de tavă folosind puțin aluat în colțuri.
Turnăm compoziția în mijlocul tăvii. Apoi o nivelăm cât mai uniform cu putință. Trebuie să vă mai spun că această prăjitură se poate face și din blat cu cacao. Dacă preferați așa, pur și simplu înlocuiți 20 de grame din făină cu cacao. Tot ce ne-a mai rămas de făcut este să dăm blatul la cuptor pentru aproximativ 8 minute. Poate dura ceva mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul vostru, așa că stați cu ochii pe el. Este gata când scobitoarea introdusă în centru iese curată sau când apăsați suprafața și forma degetului nu rămâne imprimată pe blat, revine la forma inițială. Scoatem din tavă și lăsăm să se răcorească. Între timp, crema s-a răcit și a devenit o budincă închegată pe care am rupt-o în bucățele. Într-un castron mai măricel, punem untul gras care trebuie să fie la temperatura camerei. Treptat, adăugăm câte puțin din budincă și mixăm bine. Nu vă faceți griji dacă crema are un aspect zgrunțuros. Pentru că budinca este foarte bățoasă, durează ceva până o rupeți în bucățele minuscule cu mixerul. Mixați cu răbdare și aspectul va deveni din ce în ce mai bun. În plus, chiar dacă nu arată perfect acum, după ce faceți prăjiturile și le răciți, crema va fi perfect omogenă. Din blat trebuie să decupăm niște mici cercuri. Se găsesc prin hipermarketuri sau prin magazinele cu ustensile, seturi decupatoare de plastic, foarte ieftine, cum sunt acestea. Avem nevoie de un diametru de 5, maxim 5,5 cm și în cazul meu este decupatorul acesta verde. Tăiem din foaia de blat cât mai multe cercuri posibil. Eu am obținut 32 de bucăți, adică 16 prăjituri. Ne pregătim pe masă crema, blaturile și nuca de cocos. Luăm un cerc, punem o lingură zdravână de cremă pe el. Facem sandwich cu un alt rotocol. Apoi acoperim și marginile cu cremă. Dacă am avea altfel de cremă, mai moale, atunci nu am putea să lucrăm. Când nu este suficient de consistentă, crema din interior iese, pentru că noi presăm puțin prăjitura cu degetele, în timp ce o ținem ca să-i acoperim marginile. Rulăm prin nucă de cocos. Facem așa pentru toate prăjiturile, apoi le dăm la rece o oră. După ce prăjituricile s-au răcit, pregătim glazura. Peste ciocolata amăruie turnăm puțin lapte, apoi topim la microunde. Amestecăm. Dacă este încă prea văscoasă, putem să mai adăugăm încă o lingură de lapte. Opțional, putem pune și o linguriță de unt, ca să-i dea mai multă fluiditate și un luciu mai frumos. Topim și ciocolata albă. Aceasta o transferăm într-un con de hârtie. Pentru cei interesați, am să vă arăt la sfârșit cum se face conul. Acoperim suprafața cu glazură de ciocolată amăruie. Avem grijă să nu curgă pe laterale. Apoi, în această glazură, facem o spirală cu ciocolată albă. Ducem spirala până în margine. Cu o scobitoare trasăm 4 linii în glazură, în formă de cruce. După fiecare linie, curățăm vârful scobitorii pe un șervețel. Observați că fac liniile dinspre centru, înspre exterior. Apoi, între liniile deja făcute, trasăm altele, dar în sens invers, dinspre exterior, înspre centru. Astfel, desenăm un model de floare pe fiecare prăjitură.
să mai facem o dată. Prăjituricile sunt gata. Așa arată în interior. Blatul este pufos, crema este consistentă, dar are o textură fină. Aici v-am făcut și o variantă cu cacao, să vedeți cum arată și așa. Asta a fost pentru astăzi, dragilor. Prăjitura cu jumătate cazacului sau căciuli rusești. Sper să vă tenteze și să o preparați pentru că este foarte simpatică. Dar n-am uitat ce v-am promis și anume să vă arăt cum se face un cont de hârtie. Tăiați un triunghi din hârtia de copt, așa cum vă arăt eu aici. Luați un colț al triunghiului obținut și uniți-l cu vârful astfel încât să obțineți un con. Luați celălalt colț al triunghiului și înfășurați-l pe conul deja format. Conul acesta va avea în partea de sus 3 colțuri și în partea de jos un vârf cu o deschizătură. Îndepărtând cele 3 colțuri unul de altul, veți închide vârful conului astfel încât umplutura să nu curgă pe acolo. Împăturim colțurile în interior. Putem să facem și o ruptură mică și să o împăturim și pe ea înăuntru și astfel ne asigurăm că nu se desface nimic. Acum putem să umplem conul de hârtie cu ciocolată și să tăiem foarte puțin din vârf ca să realizăm ce decor dorim. Pupici mulți și numai bine, dragilor! Ne vedem la rețeta următoare!